Date de ultimă oră acum, caz teribil în Prahova, unde mai multe minore dintr-un centru de plasament erau folosite ca sclave sexuale. Ca să nu fugă, erau imobilizate cu cătușe. Fetele au fost salvate după o operațiune de ICOT. Cu toate informațiile despre cazul acesta vine corespondentul Antena 3 CNN, Cristi Georgescu. Bun găsit, Cristi, te ascultăm. Bun găsit, Lorena, bun găsit tuturor. Una dintre fete se afla chiar în plasament la un asistent social, însă pleca frecvent de acasă. Suspectul le-a pus pe cele două minore să meargă în apartamentul său, l-a pus la dispoziție, însă la un moment dat ele au fost victime pentru că au fost exploatate sexual, au fost obligate să practice activități de videochat și chiar de prostituție. E bine, momentul în care bărbatul nu putea să aibă grijă sau să le supervizeze pe acesta pe timpul nopții, dar și în anumite momente, fetele erau legate cu cătușe. Bărbatul din București a fost prins după o anchetă a polițiștilor din cadrul BCCO Ploiești și a procurorilor de ICOT. A fost reținut pentru 24 de ore și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile. Se fac verificări în continuare la acest moment și se așteaptă noi date din anchetă. Cristi, mulțumesc foarte mult!